dacă mi-ar fi spus cineva că mă întâlnesc cu un om amabil ca dumneavoastră și setos de cuvântul care țidește, adică de ordinea religioasă pe care eu o supraordonez statului. Eu pui biserica deasupra statului. Și dacă mi-a fi spus cineva în cei 13 ani de pușcărie că voi fi televizat, aș fi râs. Acolo mă așteptam să mor după obiceiul din vremea aceea. Fie dus cu căruța de gunoi a pușcării, fie aruncat într-o groapă comună, era. Când am scăpat din ce am scăpat, nu se poate să fie destin. Eu n-am destin, m-a protejat Dumnezeu. Destinul nu operează la mine. Întâmplările au alergat peste mine, dar n-au reușit să mă nimicească. Asta m-a dus cu gândul la Dumnezeu, care e situat deasupra întâmplărilor vieții mele. Și El m-a condus. Că nu se poate, cum să mă salvez? Ce e destin? Am spus de pildă într-un portret care mi-l face domnul ministru Pleșu, nu știu dacă l-aș citit. Da, l-am citit acum, îl știu, da. Poți să repet? Sigur că da. Am spus acolo, parafrazându-l pe filozoful francez Lalande. Lalande spune ce este o dogmă. Zice, dogma este un mister revelat, spune Lalande. Eu atunci am zis așa, că probabil că a vrut să aibă o mostră de gândirea mea domnul ministru Andrei Pleșu, și atunci am făcut această declarație. Dogma este o formă purtătoare de mister. Misterul este singura formă eliberatoare din neliniștile mărginirii personale, din înlănțuirea cosmică și comunitară și din cele produse de perspectiva infinitului și morții. Că la mine infinit a fost înlocuit cu eternitatea, care nu-i totuna. Care ar fi deosebirea, Dumnezeu? Păi eu fac deosebirea, mă folosesc de un filozof, cred că scoțian, Hamilton, care de fie face distinția între absolut și infinit. Zice, absolutul este necondiționatul limitat, iar infinitul este necondiționatul nelimitat. Mântuitorul nostru, adică misterul Teandriei, divinitatea devenită om și omul divinizat. Așa, e un fapt istoric, Iisus, nu? Sigur. Și punctează timpul cu absolutul lui divin. Nu? Este? Este. Iată cum consumă. N-am întâlnit nicăieri o distinție atât de subțire între absolut și infinit.